A fost a patra prelevare de organe din acest an la Iași și a doua în care este recoltat și ficatul. Din păcate, de această dată, pe lângă un rinic, piele și os tendon, care de regulă sunt duse la București, și ficatul a fost transferat de la Iași în capitală. Pentru ficat a fost o urgență de grad 0 și au trebuit să-l pună la un primitor de acolo. Și celălalt rinic a fost transplantat la Spitalul Parhon din Iași. Iașul, când are nevoie de un ficat, vine din altă parte? Am fost în situația de a primi un ficat de la Oradea, dar până la urmă nu s-a mai finalizat, că nu era corespunzător. Și am primit și cornee de la Cluj, adică dacă alocarea până la urmă face Agenția Națională de Transplant și întotdeauna este prioritate urgența de grad 0. Cele două cornee și un rinic au rămas la Iași pentru a fi transplantate pacienților din această zonă a țării. Am recoltat cornee pentru transplantul de cornee. Am știut de ieri, deja una din paciente a sosit aseară. Azi dimineața au sosit ceilalți doi, pentru că întotdeauna pregătim încă un pacient. Există riscul ca medicul anestezist să nu dea acordul de anestezie. În plus, fiecare pacient este în ordinea înscrierii pe listă și cel de-al treilea întotdeauna așteaptă cu nerăbdare. Chiar la această oră, specialiștii ieșeni sunt în sala de operație pentru transplantarea rinichiului.